judectorilor sare la gâtul lui Tudorel Toader, declaraiile sunt cel puțin stranii, inacceptabile într-un stat de drept. Afirmațiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a pus la îndoială profesionalismul judectorilor greco, au fost aspru sancționate de CETRE, Forumul Judectorilor din România. Magistrații sublinierei arată stupefacția în fața unor astfel de declarații ale ministrului Justiției, numindu-le inacceptabile într-un stat de drept, sublinierei dăuntoare pentru România. Cel puțin stranii, inacceptabile într-un stat de drept, îi pun în pericol însui parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei, tărgând cu buretele toate eforturile autorităților române de a respecta partenerii europeni, desfurate constant în ultimii 20 de ani, se arată într-un comunicat al Forumului Judectorilor. Experii greco sunt persoane calificate, extrem de bine pregătite profesional, cu o vastă experiență, fiecare stat membru furnizând o listă care conține maximum 5 experii. Activitatea de evaluare implică inclusiv urmărirea observațiilor statului verificat, întâlniri cu toate autoritățile relevante și supunerea anteproiectului de raport spre comentarii statului membru care face obiectul evaluării, mai precizează Forumul Judectorilor în comunicat. Declarațiile lui Tudorel Toader vin în contextul în care experții greco au redactat un raport critic privind modificările la legile justiției.